Mani Ghineș începe noul an pe motor și este în fața celei mai grele provocări din carieră. Va concura în cel mai dificil raliu Dakar din carieră. Românul a făcut revelionul în avion, în drumul către Arabia Saudită. Ghineș va concura pentru a 14-a oară la raliul Dakar și vrea din nou titlul de campion la clasa fără asistență tehnică. Mai ai emoții? Mulți m-au întrebat chestia asta. Nu mai am emoții, clar, ca și prima dată când am fost la Dakar. Dar cum se apropie ziua startului, așa încep să am și eu emoții. 8.000 de kilometri în condiții extreme va avea de parcurs Ghineș la Dakar. Traseul celui mai dificil raliu din lume va trece și printr-unul din cele mai puțin explorate locuri de pe Terra. Este o probă specială foarte lungă de 600 de kilometri, empty quarter, adică numai dune de nisip o să fie. Asta o să fie cea mai grea ediție. Eu sunt pregătit, sper să îmi obțin ce mi-am propus. Ghineș a plecat la cursa din Arabia cu un motor nou. Câți kilometri e pregătit motorul tău să îndure? Păi sper că e pregătit pentru traseu. Este o motocicletă nouă, am mers acasă doar vreo 500 de kilometri cu motocicleta.